Ianis, ești la prima convocare la lotul Under 21. Cum te simți tu aici? Mă simt foarte bine. Sincer, nu mă așteptam. Mă așteptam să fiu la U20, dar, sincer, a fost o surpriză imensă să aflu că sunt convocat la U21 și mă bucur, sper să dau totul. Dintre fotbaliștii români, ai un idol? Da, pe Denis Man. Și de afară, cu cine crezi că te asemeni tu ca stil de joc? De afară, cred că Mbappe. Ai parte de un început de sezon foarte bun, 2 goluri marcate în 4 meciuri și totuși în doar 81 de minute jucate. Care e secretul? Nu este niciun secret. Mă pregătesc 100% la fiecare antrenament, mi-aștept șansa și sper să scriu cât mai multe goluri în continuare. Ce sfat a dat tatăl tău înainte de reunirea de la Under 21? El m-a anunțat că sunt convocat. Sincer, era foarte fericit, aproape că avea lacrimi în ochi și mi-a spus să merg să dau totul, să mă antrenez 100% și dacă voi intra să joc cât mai bine. Sunteți o generație nouă la Under 21, pe unii dintre băieții știai dinainte, pe alții ai cunoscut aici. E vreun coleg care te-a impresionat în aceste zile la antrenamente? Da, suntem foarte mulți jucători cu calitate, dar cel mai mult mi-a plăcut de Campana. E un avantaj pentru un tânăr fotbalist să fie antrenat de un fost jucător care evolua pe același post cu el, cum e cazul tău cu Florin Bratu? Da, este un avantaj. Îmi place foarte mult de dânsul, se aseamănă ca stil de joc cu mine și da, am foarte multe de învățat de la dânsul. Ești unul dintre cei mai tineri debutanți în fotbalul românesc. Aveai 14 ani, 10 luni și 23 de zile când ai bifat primele minute la seniori în Cupa României cu Sănătatea Cluj, 6-1 pentru FCSB, meci în care ai și marcat. Ai simțit apoi o presiune mare pe umerii tăi? Nu, sincer, nu realizam la acea vârstă ce s-a întâmplat, dar pe parcurs mi-am dat seama că a fost o performanță notabilă. La Under 18 ai avut evoluții foarte bune, ai marcat 7 goluri în 11 partide. Crezi că poți egala acest lucru și la U21? Da, pentru asta mă antrenez, sper să egalez performanța, poate chiar să am mai multe goluri, dar important este echipa. Un exercițiu de imaginație. Cum crezi că vei marca primul tău gol la Under 21? Din pasa cui și cum vei șuta la poartă? Sper din pasa lui Octavian Popescu să-mi dea între fundaș și central și să scap singur cu portarul, iar să-l execut sigur. Tu unde ai urmărit partidele din vara respectivă? În cantonament. Te gândeai atunci că vei avea și tu ocazia să joci la Euro U21, România fiind deja calificată din postura de țara gazdă? Nu, dar visam. Mă uitam la meci și imaginam că într-o bună zi îmi doresc să ajung și eu. La echipa de club sunteți pe locul 8 în clasament. E un motiv de îngrijorare pentru voi? Da, nu este locul cu care suntem obișnuiți, dar să sperăm că după această pauză competițională ne vom reveni. Ce a adus nou Edi Iordănescu? Cred că mai multă bărbăție.